Consilierii locali sunt nemulțumiți în continuare de operatorul de colectare a gunoiului Menajer. De data aceasta, nemulțumirile sunt legate de semnarea contractelor. Consilierul local Dorel Labos a arătat nemulțumit de felul în care noul operator de colectare a gunoiului Menajer relaționează cu clienții. Legat de contractele astea care urmează să le facă persoanele fizice din Zalău cu Bradner, modul de, în care lucrează este aiure, adică nu satisface nevoile unui serviciu public. În ce sens? Am primit o hârtie în poștă. Sunt invitat între 8 și 15 să mă duc să fac o reprogramare la nu știu ce. Că n-a fost niciodată programat ca să fiu reprogramat. Ori, eu știu că și primăria are serviciu, după ora 16, oamenii merg la serviciu totuși, vin când vin. Adică să-mi iau zi liberă ca să mă duc la ei să fac o reprogramare pentru o zi liberă. Deci e o prostie. Ori fac un serviciu de public, ori nu știu. Dar nu e ok. Deci vă rog frumos să-i informați, să-și revizuiască. Deci care ar fi propunerea ca să știi? Să-și prelungească programul pe care l-au ei cu publicul până la 17 măcar. Să poți să ajungi acolo să faci reprogramare, repede. Am înțeles. Ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, contractul, pentru că oricum n-avem ce face, adică să-l semnăm. Să ne trimite la fiecare în poștă contractul și să-l semnăm, să-l trimitem sau să-l ducem noi. Deci o să facem o solicitare, să vedem prin ECODES sau cum o gândim, în așa fel încât să aibă una sau două zile din săptămână unde programul să fie până la ora 18. Dar poate să fie și în fiecare zi. Care sau în fiecare zi. Bănuiesc că interesul lor e să facă contractele. Astfel că locuitorii municipiului Zalău sunt obligați să meargă la punctul de lucru din Zalău al operatorului pentru a semna un contract care are cel puțin două prevederi neobișnuite. Contractul se încheie pe o perioadă nedeterminată și nu își pune la dispoziție pubele. Dacă vrei să-ți schimbi pubela primită de la precedentul operator, Bradner își oferă la schimb una nouă, dar contracost.